Dragilor, cred că nu este prea greu să vă dați seama că suntem într-un alt loc, dar vreau să vă asigur că suntem cu aceeași categorie de oameni. Oameni frumoși, oameni cu inima deschisă, oameni care sunt dispuși să împărtășească din viața lor cu voi în speranța că Dumnezeu poate folosi un lucru mărunt sau un lucru mare pentru binecuvântarea voastră. Permiteți-mi în această seară să-i salut pe invitații noștri, Saida și Ionuț. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mulțumim. Mă bucur că ați acceptat provocarea. E chiar o provocare să vii să discuți cu mine, dar sigur o să supraviețuim, pentru că asta facem noi. Încercăm să discutăm despre realități din viața reală. I-am obișnuit pe cei care ne urmăresc, sperăm că ne urmăriți, dar asta este, știi, că de asta le facem, sperăm că nu ne... I-am obișnuit să vadă mai mult omul în primul rând. Așa că o să vă rog și pe voi, cum i-am rugat pe alții, să ne spuneți ceva din familia voastră, familia părinților voștri. Saida, începem cu tine. Eu vin dintr-o altă țară, nu foarte departe, vin din Republica Moldova, acolo m-am născut. Adică din țărișoara noastră. Din țărișoară, da, din estul României. Sunt a noua din cei 10 copii ai pastorului Pavel Sandu, senior. Zic senior pentru că și fratele meu, Pavel Sandu, junior, este păstor, să nu se confunde. Aflu și eu că ești soră cu Pavel, e ok. Așa cum ziceam... Din ce parte a Moldovei? Din nord, lângă nord. Bălți, în satul Risipeni. Nu în Bălți. Nu în Bălți, am înțeles. Lângă, pe lângă. Da, dacă eu mereu le spuneam, îmi place să mă duc la Bălți, dar nu vreau să rămân în Bălți. Da. Acolo am copilărit. Acolo am crescut, acolo am cunoscut pe Domnul, în biserica locală. A câta ești dintre cei 10? 9. A 9. Ai, cam greu să fie așa mai la urmă, nu? Sau răsfățată? Cum e? Asuprită sau răsfățată? Răsfățată, asuprită. Câți băieți și câte fete? 4 băieți și 6 fete. Sunt penultima din cele 6 fete. Mm. Ce ți-aduce aminte frumos din copilărie? Rugăciunea mamei mele. Rugăciunea mamei tale. Se ruga mult. Deși noi eram mulți, aveam iarna, aveam doar 2 camere funcționale cu căldură, așa cum era. Și mi-aduc aminte că atunci când dorea să se roage, își punea baticul și se întorcea cu spatele către perete, în picioare, bineînțeles, și începea să se roage. Și atunci noi, copii fiind, făceam așa o mare liniște, cum nu prea era de obicei da, în casă. 10 copii. Da, dar știam că atunci mama se roagă. Și atunci făceam liniște. Și care era mai strict, mama sau tata? Mama era mai strictă. Tata era predicatorul casei și bineînțeles că asta cu predicatorul casei e interpretabil, dar știți ok. Știți de ce era mai ușor să te certe mama? Pentru că era foarte rapidă, avea mult de lucru și... A, n-avea timp de morale, exact. Pac, pac, te dacă rezolvați. Intervenea tata, atunci trebuia să stai în fața lui undeva la un sfert de oră, 20 de minute, în care să-ți spună lucrurile și să te facă conștient de tot ceea ce ai greșit. Ai trăit sentimentul că mai bine îți trage una să te lase în pace? Da, da. Era chinul ăla. Era chinul, pentru că stăteam la strada principală, copiii erau pe stradă și eu trebuia să ascult de ce și cum și de când și preferam să... Mama, ce? Repede și plecam înapoi la joacă. Cam la cât timp ascultați câte o predicuță? Depinde cât timp avea tata. Tata era foarte ocupat și dacă se afla prin preajmă când făceam una, trebuia să ne oprim toți din tot ce făceam și ascultam toți. Deci nu numai cel care greșea. Am primit recent, poate ați văzut și voi pe Facebook, mai am prieteni din ăștia care mai îmi trimit câte ceva sau pe WhatsApp, era ideea care din următorii psihologi te-au consiliat în copilărie și era șlapul, lingura de lemn, cureaua și mai nu știu ce. La voi cine era consilierul? Palma mamei. Palma mamei. Pentru că mama zicea că palma simte, celelalte obiecte nu simt și nu știu cât de tare dau. Ea era totuși... Dar asta era foarte rar. Mai mult o vorbă și mergea mai departe. Istoria ta, Ionuț. Spre deosebire de doamna mea, eu sunt cel mai mare dintr-o familie de 5 copii. Așa.
Tot spre deosebire de Saida, părinții mei n-au fost credincioși. Singura credincioasă pocăită în casa noastră a fost bunica. Și mi-aduc cu drag aminte de anii copilăriei când mergeam la biserica din sat, din Dognecea, lângă Reșița. Mergeam la evanghelizări cu bunica. Bunica mea niciodată în biserică nu vorbea cu Dumnezeu, cu Tu, Doamne. Totdeauna cu dumneavoastră. Și în fiecare seară dormeam cu bunica în pat și auzeam cum se ruga pentru toți copiii ei, cei 7, și ultima dată se ruga pentru tata meu să-i dăruiască Dumnezeu minte și pentru nepotul meu care-i lângă mine, se ruga pentru Ion al ei. Când va fi mare, să mă ajute Dumnezeu să devin servul lui. Eu nu înțelegeam atunci ce înseamnă serv. La școală, la școală mai jucam un ping-pong pe catedră cu servă și eu acolo mă gândeam. Bunica a murit în 86, eu aveam 11 ani. Și după moartea bunicii am continuat să merg la biserica baptistă din sat și ce am văzut la bunica până la 11 ani, aceea am încercat să fac și eu în continuare. Adică, în fiecare seară, de data asta, dormeam singur în pat, îmi puneam și eu mâinile ca bunica și mă rugam eu acum pentru părinții mei, nu chiar să le dea Dumnezeu minte, dar mă rugam pentru părinți, pentru frați și să-i asculte Dumnezeu rugăciunea bunicii. Și asta s-a întâmplat după 3 ani, în 89, când eu am avut 14 ani, am fost atât de bucuroși pentru că am devenit copiii lui Dumnezeu și în baptistierul bisericii de la Dognecea, fratele Mihuț Mihai, păstorul nostru, m-am bucurat să aud cum spune din cartea Iosua cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, pentru că părinții și ticu și mama erau lângă mine. Deci voi toți trei v-ați botezat toată, tata, mama și cu tine. 13 august 1989. Frumos, poză frumoasă. Și eu m-am botezat tot în august. Asta e partea frumoasă, da? Bun, cum ai ajuns tu? Crescut în casă de păstor, de slujitor, da? Cum ai ajuns tu la o relație personală cu Dumnezeu? Așa, în mod automat? Sau? Nu. Noi mergeam la biserică. Eu am copilărie. Bine, prima bănuiesc parte... că nu era negociabil mersul la biserică. Nu, prima parte a copilăriei mele, eu mi-aduc aminte că am trăit-o înainte de 90. Atunci biserica nu prea puteam să mergem liber la biserică. Și de multe ori seara trăgeau draperiile, alte ori puneau chiar pături în geamuri. Ca la biserică sau acasă? Acasă, ca să ne putem noi ruga. Pentru că erau urmăriți. Părinții mei, tatăl meu fiind păstor, era urmărit. Nu aveau voie pe cei mici să-i ducă la biserică în perioada comunistă. Bun, dar voi erați înregistrați sau neînregistrați? Înregistrați. Dacă biserica baptistă înregistrată. Poate că știți că și în Rusia, în sistemul sovietic, erau și înregistrați și neînregistrați. Da. M-aș fi așteptat dacă erați neînregistrați, deci și la cei recunoscuți oficial. Sigur, da. După 90, deja când eu eram mai mare, a fost mult mai ușor. S-a început noua biserică, o biserică nouă la noi în sat. Și atunci a fost foarte frumos. 5 ani de zile s-a construit biserica, în 1995 s-a fost deschiderea. Dragostea pentru Dumnezeu, noi am văzut-o acasă. La noi nu era... Noi tot ce aveam, aveam prin mila lui Dumnezeu. Noi conștientizam lucrul ăsta pentru că așa vorbeau părinții. Erau așa deschiși în prezența voastră? Da, vorbeau. Avem nevoie de asta, trebuie să ne rugăm Dumnezeu să ne dea. Noi știam că dacă vrem ceva, trebuie să ne rugăm, să primim. Că era... Tatăl meu, deși lucra, pentru că în fosta Uniune Sovietică nu era meseria, să zicem așa, de păstor, el trebuia să aibă meserie, mama lucra și ea, dar totdeauna la tata îi mai trăgea ceva bani din salar, că se gândeau ei că prea mult și atunci, automat, fiind puțini bani, nu-și permiteau să ne dea toate lucrurile. Voiam și noi bicicletă, atunci trebuia să ne rugăm, Doamne, să avem și noi să vină bicicleta. Să vină o bicicletă. Și așa că primeam o bicicletă la 3 persoane. Eu, sora mea și fratele meu mai mare decât mine cu 2 ani, țin minte că am primit prima noastră bicicletă nouă. Bun, e și partea frumoasă că vezi răspunsul lui Dumnezeu la rugăciuni. Asta am învățat și fetele noastre. Noi așa am crescut și noi doi, ca și familie, dependenți de Dumnezeu. Crezând că în mâna Lui suntem și
Putem face. Și el poate face orice pentru noi. La muncă vă puneau părinții? Da, lucram. Lucram, dar nu o muncă. Mama ne iubea foarte mult și tatăl ne iubea. El era foarte mult timp plecat, dar mama, pentru că ne iubea, niciodată n-a făcut din noi robi. Noi eram copii și ea știa că suntem copii. Bun, dar l-a pus copii. Făceam absolut orice, cam, o ajutam cam câte, pe mama. Cam câte bănci de compot puneau la... Așa, la ei, gândiți, borcanele sunt bănci, da. Da, da, borcane de 3 litri. Borcanele de 3, 3 litri, litri, o bancă, da. Da, pentru deci, că nu se poți să spui că am spart o bancă. Da, se putea sparge o bancă. Se punea compot de când începeau caisele și până din toamna, tot. Din nou, da. Absolut orice se făcea compot. Orice se pentru că iarna erau... destul de greu. Și atunci se deschidea compotul, se făcea plăcintele și era o masă gata. Să aveai sucul la băut. Fructele plus plăcintele care nu lipseau sâmbătă de sâmbătă, pentru că mama cocea, aveam un cuptor mare, care mama cocea plăcintele și pâinea pentru o săptămână. Bun, deci v-ați întors la Domnul. Cum ai luat hotărârea să te duci la teologie? Oh, imediat după ce m-am pocăit, îmi plăcea tare mult să ascult predicatori bine pregătiți și care să arate și bine la amvon. De cum, acum cu arătatul bine am înțeles, dar cum îți dădeai tu seama un tânăr că e bine pregătit? Pentru că felul în care predica și capta atenția, felul în care expunea un text biblic, felul cum spunea ilustrațiile, liber la amvon, eu eram încântat de toți păstorii care veneau la noi la ser de evangelizare. Și acum păstrez în amintirea mea când venea fratele Petrică Dugulescu, David Nicola, fratele Hudulin, erau seri deosebit de frumoase. Oameni și care explicau clar cuvântul lui Dumnezeu. Da? Exact. Clar și plăcut. Și Dumnezeu a lucrat la inima mea, pentru că de la 15 ani am fost solicitat să țin timpul de rugăciune. Așa. Era sistemul clasic. Prima dată la rugăciune, dacă ai trecut de rugăciune, ți se dădea la studiu biblic un pic, nu? Exact. Era bun, să știi. Da, apoi următorul pas era serviciu divin, de la 11 la 12. Și vârful testul. Era serviciu de evangelizare. După masa. După masa, da. Și țin minte, 15-16 ani, în momentul în care eram solicitat la amvon, bineînțeles, m-am dus, mi-am luat și o haine noi, să arăt bine. Să dai lovitura, da. Da, și chiar am primit, țin minte, o carte, cursul de homiletică a fratelui Talpoș, cartea albastră, pâinea noastră cea de toate zilele, și rumegam cursul respectiv. Când se împărțea lucrarea în timpul săptămânii, rămâneam cu bătrânii biserici, eram singurul tânăr, pentru că se împărțea lucrarea pe o săptămână. Și mie... Adică planificare, zici tu. Planificare, da. Slujirii, da. Și era un responsabil din biserică ce dădea și textul la rugăciune. Eu luam textul, ajungeam acasă și mă pregăteam până duminică dimineața, chiar și în fața oglinzii. Îmi scriam cuvânt cu cuvânt. Și așa am început să fac primii pași la... Da, scrii frumos, îți mai înțelegeai scrisul după ce scrii. Da. E bună. Da, da, da. Și apoi au început să vină frații din adunare să-mi spună că ei mă văd un păstor, e bine să merg la Reșița, să termin liceul și să încerc la seminar. Ceea ce s-a și întâmplat. Dar a fost important pentru tine că au venit oameni să te încurajeze în direcția asta? Absolut, absolut. Cumva, știi, pe de o parte simți tu în tine că te cheamă Dumnezeu, dar dacă vine și cineva fără interese, nu, să nu... Că te gândești dacă are el vreo nepoată sau ceva și îți spune... Da, aveam un vecin pe strada unde stăteam în Dohnecea care îi plăcea foarte mult istoria și geografia. Și îmi spunea atât de mult ce mi-a plăcut mie istoria și geografia încât am repetat de 3 ori un an. Dar avea globul pământesc, fel și fel de hărți și chiar dragostea asta pentru istorie și geografie am luat-o de la el. Dar apoi el îmi spunea, uite cum trebuie să fiu la amvon, la cât trebuie să fiu la adunare. După ce am început pașii spre biserică, păi dacă începe serviciul la ora 9, păi tu nu ești aici la ora 9 și 5, cel puțin la 9 fără 20 ești în biserică. Cum era înainte, 3 ore serviciu de închinare, când se începea momentul de rugăciune cu partea fraților, da, da. Cei care întârziau erau ținuți la ușă.
Deci nu intra fiecare cum, nu, din respect pentru cei Eu pot să vă spun, din respect pentru bătrâni, ce au spus bătrânii pentru mine înainte, pentru mine era literă de lege. Eu n-am întârziat. Pentru că el spunea, nepocăiții trebuie să-și fixeze ceasul după pocăiți. Sper că n-ai uitat chestiile astea. Nu. Bun, bine, absolut. Dacă mai îmbătrânești tu, dacă nu te trimite înapoi la bătrâni. Absolut. Bun, văd că istoria e faină. Spuneți cum v-ați întâlnit voi unul pe altul. Deci tu Bălți lângă Bălți, da? Tu pe nu știu unde, cum ați ajuns voi să vă întâlniți? Prima dată, unde v-ați întâlnit? La București. La București. Eu eram la Facultatea de Teologie Baptistă, dublă specializare litere, și el era la institut. Voi ați prins perioada aia în care studenții de la teologie făceau evangelizare personală sub tei acolo? Nu. Noi ne-am întâlnit în biserica din Poparusu. Acolo fratele Talpuș m-a repartizat. El era repartizat, eu în schimb mergeam deja de 2 ani, pentru că după ce am intrat la facultate, fratele Talpuș ne-a dat o listă cu bisericile la care putem merge, frecventa, ca păstorii de acolo să știe de noi. Cât de cât să se țină o evidență atunci când suntem la școală, când nu suntem acasă. Și eu am mers dinainte la Poparusu, acolo mi-a plăcut. Tu te-ai dus să predici Evanghelia la Poparusu? Pe el l-am văzut prima dată, a ținut ora de rugăciune. Da. Și nu mai știi ce a zis. Ba da, știu da? Ce a zis. Știu arăta că s-a rugat bine, extraordinar de frumos. Da? S-a rugat, mi-a plăcut pentru că toate a unit, fetele din sală să da, a unit rugăciunea cu rugăciunea Tatăl nostru. Pentru mine era ceva inedit, eu n-am mai auzit, nu că era, acum știu, am mai auzit, da, da. Atunci era ceva inedit. L-am văzut că se uită, de câteva ori s-a uitat la mine, e adevărat. Eu el se uita în sală la oameni să el, predice. Eu credeam deja nu mai era la Amvon când se uita la mine. Nu, când el un semestru a mers acolo, a frecventat biserica pentru că lui a fost repartizat. Oricum eu, scuză-mă, înainte ca să merg la institut, spuneam tinerilor că eu în anul 2000 o să fiu păstor și o să fiu căsătorit cu o fată cu părul negru și cu ochii albaștri. Și când am văzut-o la Poparusu, ai zis, asta mi-e visul. Am spus, ea este fata visurilor mele. Așa din prima? Da. Eu n-am știut. Eu credeam că se uită la colega mea de cameră, că noi mergeam împreună. Una lângă alta. Da, și stăteam tot timpul. Și pentru că am avut... N-ai invidiat-o pe aia? N-am invidiat pe nimeni, eu nu eram. Și ea mi-a zis, auzi, nu se uită la mine, se uită la tine. Bine, voi nu discutați asta în biserică. Nu, biserică, nu, la sfârșit. Normal că erați fete bucăite, da. Sigur că da. Și în curtea bisericii am discutat câteva cuvinte, așa, din foarte sfinte, puține. Da. Și a durat până la Crăciun, a fost din octombrie până la Crăciun, doar ne-am... Și țin minte că prima dată când am ieșit cu ea în oraș, aveam la mine un album de fotografii, pentru că eu armata am făcut-o la baza sportivă Săftica Dinamo. Și acolo am poze cu toată generația de aur, cu Hagi Popescu. Și normal, ai crezut că se arăți tu fotbalul, să impresionezi. Da, și am luat fotografia cu Hagi cu mine. Și doamna mea îmi spune, pe tine te știu. Ăsta cine? Da, ăsta cine-i? Sper că nu ne aude Hagi, dar e ok. Da. Acum îl știu, dar atunci nu știam. Am tot dreptul să nu cunosc toți oamenii. Dar mi se pare absolut normal. Și el s-a uitat foarte mirat la mine. O zis și ăia din Batunga, știu cine Hagi și tu nu știi cine Hagi. Și am zis, nu știu. Ce Hagi și am început să discutăm despre fotbal. Îți plăcea fotbal? Îi plăcea și îi place fotbalul. Da, da, da. Da. Până după căsătorie deja, pentru că el este dinamovist. Așa? Nu spunem știam, noi, da? Da, nu spunem noi, dar el. Știam echipa de fotbal, știam jucătorii. Cel mai greu mi-a fost să învăț offside-ul, dar l-am învățat până la urmă. Nu că ai vrut neapărat, ci... Da, discutând și el fiind singur nu putea cu altcineva decât cu mine, așa că trebuia să-l ascult. Să știți, frate Viorel, și acolo cât am făcut stagiul militar, nu înțelegeam de ce manager de echipe veneau să îmi spună spală-mi mașina. Dar eu nu știam să conduc. Dar să deschid mașina știam. Când deschideam portbagajul, era plin cu sacoșe cu bani. Ei știau despre mine că eu sunt baptist.
Și unii chiar mă ispiteau. Știau că rămân sacoșele acolo. Zice, băi, fraier să fii, trage din fiecare tian câte... Una. Una. Că doar nu... Și eu știam că acolo îl reprezint pe Dumnezeu. Și chiar dacă îi serveam pe fotbaliști cu un pahar cu vin, o bere, în momentul în care au aflat că eu sunt din Cara, și a venit Dorinel Munteanu la mine să-mi spună să bem o bere. Și i-am spus, nu beau. Păi zice, cum nu bei? Ești bolnav? Zic, nu. Bă, tu ești pocăit? Zic, da. Zice, de care? De-a lui Sabău? Sabău fiind martor de-a lui Jehova. Și i-am spus, nu, eu sunt baptist. Care-i diferența între noi și voi? Că uite, și noi mergem înainte de meci, mergem la o mănăstire, luăm un trifoi, ne facem semnul crucii. Vă dați seama că mi-a ridicat mingea la fileu. Numai bine să împărtășești Evanghelia și pe Domnul Iisus Hristos. Da. Și după ce am terminat stagiul militar, am intrat la institut, țin minte că în primul an am mers din nou la Săftica și era o bucurie pentru bucătarul echipei naționale să mă prezinte din nou în fața echipei naționale. El de la noi a plecat și acum este la teologie. Și aveau un respect, și au un respect deosebit față de fețele bisericești. Nu, asta e bine. Eu mereu am spus pentru generația care era cu armata și că toate astea, că dacă ești deschis, dar să fii și deschis, dar să fii și harnic, să-ți faci toate lucrurile, nu cultivi lenia și șmecheriile și te dai tu nu știu ce sfânt acolo, oamenii cred că în general te respectau în sufletul lor. Pentru sigur. Că erai un tânăr care aveai niște convingeri și erai gata să plătești prețul pentru convingerile tale. Eu i-am văzut mai mult disprețuiți pe aia cu două fețe, care se dădeau într-un fel, dar după asta cedau și atunci nu te aprecia nimeni. Și când ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Bun, deci în ce an erai tu la institut când ai văzut-o? În 96 am intrat, era toamna anului 1996. Păi, 96 nu spune nimic, în ce an? 1, 2, 3, 4? Anul întâi. Anul întâi, bun. Anul și întâi cum, te-ai căsătorit după sau? Da. Când eu... Ați așteptat 3 ani? Da. Când el era în anul... 3 venea în anul 4, eu terminasem, în 99 eu am terminat, eu sunt din facultatea, am făcut-o în 95-99. Și nu ți-a fost greu să aștepți 3 ani? Nu? Bine, da. Nu trebuie numai, știi că, nu, poate a să... A fost o prietenie frumoasă. Adică? Adică știam fiecare, noi am plecat pe drumul prieteniei cu gândul căsătoriei, noi nu ne-am jucat. Eu, de-a deși pierdut eram, cu vreme și nu știu ce. Deși eu eram destul de tânără, eu am venit la facultate la 17 ani și m-am întâlnit cu el, aveam 18 împliniți. Eram destul de tânără, dar eu am știut de acasă. Pe mine așa m-au învățat, că trebuie să nu dai cuvântul și să nu promiți nimănui nimic. Și atunci cum poți să vorbesc decât cu cineva? Dacă vrei decât să te ții dacă de cuvânt, rămâi. Da. Și atunci am zis, la ce să mai vorbesc cu unii și cu alții, dacă eu nu pot să duc până la capăt o relație? Care, și eram prietenă cu foarte mulți băieți și fete, ne înțelegeam foarte bine, dar n-am avut prieten până la el. Și atunci când am plecat pe drumul prietenie, amândoi am vorbit și am zis, eu nu vreau să mă joc. Chiar dacă sunt tânără, nu asta e scopul meu în viață, să mă joc nici cu tine, nici cu alții. Și a fost o prietenie frumoasă știind, respectându-ne unul pe celălalt. Asta am vrut să spun, puțin înțeleg că asta înseamnă respect și pentru tine și pentru exact. Celălalt. Da. Nu-ți bagi joc de sentimentele lui, de viața lui, nu, de visele. Da, nu înseamnă că... acum tinerii poate sunt un pic altfel, băieții încearcă discuții cu mai multe fete, asta nu înseamnă că eram o sălbatică. Nu, om între oameni poți fi mereu și trebuie să fii și eu cred că mai ales dacă vorbim de lumea evanghelică creștină, ai foarte multe șanse, cum ai spus tu, cânti cu toată lumea, faci sigur. Misiune, discuți cu tare, dar relația este relație și frăția este frăție, nu le încurcăm una pe înainte, acolo. Înainte ca să vină vacanța de iarnă, țin minte că mi-a scris o poezie, de fapt era o strofă dintr-o poezie, și rândurile astea scrise nu doar că m-au marcat, pentru că era strofa din poezie care îmi plăcea și mie mult.
ai râuri pe care nu le poți străbate, ai munți la care nu te poți urca. Vino înaintea Domnului cu toate, căci lucrurile imposibile sunt specialitatea sa. Și mi-a dat prin altcineva fotografie ei și pe spate a scris aceste rânduri. Așa era un fel de nu mă uita, știi? Deci, și eu chiar am lungă. Da, eu chiar am întrebat-o, dar tu de unde știai? Păi ce, cuvintele astea mi-au plăcut și mie. Extraordinar. Ce ai zis? Uite, încă o bilă albă. Da. Bun, deci ați așteptat, v-ați căsătorit, nuntă frumoasă, unde ați făcut nunta? Bocșa de Caraș. Interesant, pentru că ea este din Bocșa. Comuna Bocșa, satul Risipeni din... Biserica Haru. Stric. Ne-am căsătorit la Harul, la Bocșa de Caraș, fratele Ilie Tincu, el ne-a cununat și slujim și într-una din bisericile care tot cu Bocșa, numele, tot cu Bocșa și tot Harul. Bun, v-ați căsătorit frumos, bine, tot, așa trebuie să mai schimb un pic vitezele, că uite, fuge timpul ăsta. Normal că ați fost doi tineri perfecți, pregătiți, le știați toate. Acum râdeți, da, după 21 de ani, dar râdeți, nu cred, da, că ați râs chiar așa la început. Dacă vă ziceam așa chiar la început, voi ziceați că sunt ironic cu voi. Care au fost primele descoperiri în viața de familie așa mai interesante? Că trebuie să te adaptezi, că nu sunteți chiar la că fel. Trebuie să ascult, să fiu supusă. Unde și să ascult de el. Bun, dar n-ai auzit de la predicele lui taică? Foarte multe predici, credeți că fetele chiar și țin minte tot ce ascultă. Deci, da, la ce se gândește o fată că merge în biserică? Ascultă predici, dar ea pentru ea doar ce... Selectiv. Nu neapărat selectiv, dar ce depinde de mântuirea ei cu Domnul, de comportamentul ei în societate, dar la câte nunți n-am fost, fiind a noua, vă închipuiți că cel puțin 7 nunți înaintea mea au fost. În familie, În familie, pe lângă neamuri și așa. Și se vorbea despre... Și n-ai auzit niciodată chestia aia cu și supunere. Și chiar dacă era vorba-i vorbă și fapta-i cu totul alta. Bine, dar eu nu ți-o pretins el, decât numai lucruri frumoase. Clar, erau frumoase pentru mine, era neînțelese de la început, dar am descoperit că așa trebuie să fie. Da. A fost frumos. Frumos a fost la început, frumos este și frumos va fi. Da, da, zi tu ce ai descoperit așa prima dată, că... Că trebuie să mănânce tot ce fac eu. Că nu are la cine să meargă. Noi am fost ce, așa... Ești moftoros la mâncare? Nu, nu, nu. Dar nu-ți chiar... place să gătești? Ba da. Așa? Ba da. Nu, așa atunci de ce faci așa de grav? Că e făcut mâncare încă, bună. Încă să plăcinte. Știți, e o bucătăreasă excepțională. A fost sau a devenit? A fost. Cred că facultatea m-a făcut excepțională, că acolo trebuia din nimic să facem bun. Mi-am adus aminte de cineva care spune, ne-am căsătorit, ne iubeam, totul bine, când a făcut ea prima ciorbă, prima lingură, am înghițit-o. A doua, de dragul ei am înghițit-o. La a treia am spus iubire. Nu mai pot. Dar au zis că unde a fost partea bună la ea? Au spus, omule, nu știu. Că numai mama, Agatin nu ne-a învățat nimic. Și atunci el a zis, dacă te învață mama, o să sunt dispusă să învăț de la oricine, nu știu. Am dus-o la mama, a ieșit o bucătăreasă excelentă. Dar zice, frate, mai mult de a doua lingură n-am putut. A, nu. Noi deci la voi n-a fost așa. N-a fost așa pentru că eu la București trebuia să gătim și eram 4 fete, veneam din medii diferite, dar mâncam împreună și atunci a trebuit să învățăm să facem să putem mânca toate 4, nu numai una dintre noi. Așa că am învățat de toate. Și ideea era că voi mâncați ce făceați. Exact, deci, exact. Cumva. Și a fost bine. A fost bine, da? A fost o glumă cu să mănânce tot ce fac. E bine, că s-a obișnuit el cu glumele. Cu amele, da. Totdeauna am apreciat la Saida supunere, ascultare. În ce sens? În momentul în care eu eram în anul 4, țin minte că îi spuneam visul meu să merg pe Valea Almăjului ca păstor. Fiind cărășan, am tras spre casă și i-am spus cum e viața acolo, pe Valea Almăjului. Practic am făcut-o la fratele Iană Brâncuță, toate bisericile, lăpușnic, gârboți. Da, mămăligă fără sare, brânză sărată, tare, ok. Ne-a adaptat. Păi eu știu, în momentul în care
tot primeam invitații ca să vin la Mintia, o bisericuță micuță lângă Deva, să vin să predic, ca să preiau păstorirea. I-am spus la Saida că mă duc, predic, plec și atât. Și atât. În momentul în care am intrat în bisericuța de la Mintia și am văzut grupul de frați și surori, se rugau insistent, Doamne, binecuvintează-ne cu un păstor. M-am pus și eu pe genunchi cu ei, erau 3 ore dimineața, 2 ore după amiaza. Când am plecat la cușetă, am spus, Doamne, iartă-mă pentru că eu la plecare din București am spus, mă duc, la predic. La cușetă, vagon, cușetă, da. Oh, circulai bine, frate, da. Și era însurat. Era însurat, da. Exact. Și atunci am și spus, Doamne, facă-se voia Ta. Frații din nou au trimis invitație, am venit la Mintia și am acceptat, știind că este voia lui Dumnezeu. Și acum, după 20 de ani de slujire. Da, anul acesta. Frumos. Din câte știu, aveți 2 fete. Da. Povestea lor, așa scurtă. Cea mare, Jennifer Alexandra, are 19 ani, anul ăsta dă Bacu. Cea mică, Jessica Ligia, anul ăsta dă examenul de capacitate dintre a 8-a spre liceu. Deci voi n-aveți probleme pentru el, e un an mai interesant. Pentru ele, da. Și da. Nu-i deloc, absolut deloc. Cineva spunea că e foarte stresată și am zis, da, eu deloc. Avem 2 feluri de examene. Dar sunt examenele lor. Ci... Da, părinții de ce ar trebui să se... Bun, dar ele s-au stresat că n-au avut noi examene. Da, ele nu s-au stresat. Ele nu s-au stresat. Da. Au obișnuit sarcini fără probleme? Cu a doua sarcină au fost ceva probleme, am avut cezariană, prima sarcină a fost bine. Era să pierdem pe Jessica, neștiind. Noi n-am fost pregătiți, nici doctorii n-au știut. Așa au vrut Domnul să fie, dar a fost cu noi. Jessica s-a născut bine, deși o notă destul de mică la naștere, că am înțeles că... Dar slavă Domnului că suntem bine. Amândouă bine, care notă mare la viață. Da. Amândouă am fost bine. Un pic, eu am rămas cu o anemie cronică de atunci și o tratăm. În schimb, suntem bine. Tot ce se poate. Da. Asta, am uitat să vă spun că nu trebuie să răspundeți la întrebările mele. Eu sunt curios, așa, dar ți-ai dorit fete? Da. Da? Da. Și n-ați avut niciodată așa o nemulțumire că n-aveți un băiat? Nu. Eu nu. Acum câtva timp lucram împreună cu ele și cea mare zice, Jenny, ce trebuie tati băieți că nu ai pe Jenny și pe Jesse? E fain când zic ele, știi? Ele zic așa și am zis, sunteți foarte harnice, ne-au ajutat când am avut, dar sunt extraordinare, sunt niște fete ascultătoare. De mici le-am învățat așa, neascultare aduce durere, este un slogan pe care eu îl repetam ca o mamă. Nu intrăm în detalii. Da, ca o mamă insistentă ce sunt, le-am zis atâta timp cât gura mea va vorbi și ochiul meu va vedea, nu o să scăpați de mine, chiar măritate fiind. Ai luat ceva de la taică-tă. Am luat. Discuții. Și totdeauna le spuneam, când veți greși, să știți că neascultarea aduce durere și nu neapărat pe moment. S-ar putea să dureze o perioadă și să aduce aminte că atunci n-am ascultat, că nu toate lucrurile se rezolvă imediat. Dar orice fapt are consecință și trebuie să... Da, uneori se merge pe principiul biblic că dacă ai semănat vânt, culegi furtună, nu se știe niciodată, da. Bun, deci cu copiii n-ați avut probleme, adolescența... A trecut bine, slavă Domnului, așa, mici discuții, dar astea... Spune-mi, cum e să fii măritată cu păstor? După 21 de ani, vă spun că e frumos. Eu totdeauna am zis că eu n-am vrut să mă mărit cu păstor și de fiecare dată cineva mi-a zis, ce te lauzi cu asta? Nu era o laudă și nu spun lucrul ăsta ca o lucru negativ la familiile de păstori. Ai apreciat slujirea, nu? Da. Da. Dar eu, crescând într-o familie de păstori, eu am văzut ce înseamnă să fii copil de păstor, eu am văzut pe mama mea ca fiind soție de păstor.
Noi am fost zis învățați. Că nu ești pregătită nu pentru eu cea... privilegiul ăsta. Exact, și nu semăn eu cu mama ca să fiu ca ea. Eu nu o să pot să fiu ca ea. Totdeauna. Deși îmi doream să fiu ca ea. Ea era o femeie care trăia prin credință. Cântarea era totdeauna pe buzele ei. Nu conta dacă era necăjită, dacă era bucuroasă. Totdeauna cânta. De dimineața de când se trezea și ne aprindea focul în sobele noastre, ca noi să mai dormim pe căldură, ea fredona și până seara. Așa a trăit ea. Și eu mă gândeam, aș vrea să fiu ca ea. Da, dar nu cred că nu pot. Există așa. Nu există. Dar știu. Este leit. El zice așa. Da. Mulțumesc. Deci, din tot ce a spus și acum, deci este copie. Deci m-am așa pus amprent. Da. Mai puțin cu focul prin sobe, că avem gaz și primul altă. Da. No, asta e bine. Deci, concluzia este că Domnul îți dă mai mult decât îți dorești. Da. Nu vrei să fii soție de slujitor și îți dă un slujitor, da? Și îți dă să slujești. Îți dă slujitor. Spune-mi, te rog, că apoi o să... Știi ce? Te rog să te gândești tu, ca să nu zici că te-am luat nepregătit așa. Ai șansa să dai un sfat la câțiva tineri necăsătoriți și la câțiva slujitori la începutul slujirii. Și până atunci, Saida, spune-ne două, trei lucruri, că am văzut că e și implicată printre altele, pe lângă soție și mamă. De ce să nu recunosc? Eu am fost la o întâlnire foarte faină la voi cu surorile, femeile, soțiile, slujitorilor. Spune-mi, te rog, un pic despre lucrarea asta. Prima mea lucrare cu surorile a fost chiar la începutul căsătoriei noastre, după ce ne-am căsătorit, slujirii noastre. Am început în Biserica de Amintia, eram un grup de surori mai în vârstă decât mine, bineînțeles, cele tinere având copii nu prea veneau și surorile mai mult se rugau, nu erau ele încântate de studii, de niciun fel. Ne-am rugat, am cântat, am citit din Biblie așa cum își doreau ele. Cu timpul biserica a crescut, femeile tinere și-au dorit ceva mai mult. Și nu a fost neapărat ideea mea, dar una din fete, din surori, a deschis un atelier de creație, lucru manual. Și mi-a zis, pe lângă asta, lucrul ăsta manual pe care noi îl facem, să avem un studiu, rugăciune și să fie ceva frumos. Facem și ceva pentru noi, să avem 2 ore pentru noi, femeile. Și așa a început grupul de la Mintia. 2 ore pe săptămână, pe lună? 2 ore la 2 săptămâni. 2 ore la 2 săptămâni. Da. Și așa a început grupul de creație. Și bărbații le lăsau să vină? Sau? Exact. Da. Bărbații le lăsau, copiii le lăsau. Atunci eram doar noi femeile tinere. Și de ce nu și surori mai în vârstă veneau? Noi eram foarte bucuroase. Surorile în vârstă și-au ținut mai departe grupul de rugăciune. Ele aveau grup de rugăciune. Noi aveam grupul cu atelierul de creație. Așa a durat, dar nu era doar strict surorile de la noi din adunare. Veneau și surori din Deva, aveam fete și femei din afara bisericii. Era un impact și ei asupra femeilor care erau din afara bisericii. Deci nu era o problemă pentru cele care nu făceau parte din biserică să vină? Nu, studiile noastre erau foarte despre copii, simple, despre practice, exact, despre bărbați, despre soți, foarte bine, despre noi ca femei. Da. Cel mai frumos studiu, zic, a fost păcate respectabile. Este un studiu extraordinar pentru că noi femeile de multe ori cu gurița noastră greșim vă respectați, mult. Da, și da. Pentru că ne respectăm, ne mai și respectăm păcatele uneori. Și a fost foarte frumos. Femeile au fost deosebite. Deci, din punctul tău de vedere, ai recomanda altor femei din biserică, soții de păstor sau o echipă să facă o lucrare din asta cu femeile în care să vină și din biserică și da, din afară? Și da, da. Și se poate? Și se poate și se face. Bun, cred că există și un pic de cheltuială, că voi le făceați frumoase. Da, noi le făceam lucrurile, le făceam din banii noștri. Și atunci noi făceam o colectă la sfârșit. Fiecare, dacă era din afara bisericii, chiar nici nu luam. Mai ales de la început. Ea, văzând implicarea noastră, vedea că noi cheltuim pe materialele respective și atunci singure de la ele veneau. Dar nu a venit niciodată păstorul sau comitetul bisericii să zică, cum au zis grupul de ucenici Mariei, ce rost are risipa asta, dați-ne nouă bani, că avem noi proiectele noastre. Ba din contră, când am început un alt proiect, pe lângă grupul nostru de surori, am zis, hai să facem ceva mai mult. Și am început ceaiul de Crăciun. Avem deja 3 ediții la Mintia.
Deci ați băut trei cânte de ceai. Trei cânte de ceai, la fie, deja de trei Crăciunuri încoace. Și la Crăciun s-a implicat păstorul cu toată biserica și ne-a ajutat foarte mult. Pe lângă locație, care e Biserica Baptistă de Ramintia, sus la sala de mese, am avut câte 70-75 de femei și iară, nu doar femei din adunare, ci și oricine femei. E binevenit, da, oricine e binevenit. Spune-mi, acum, a fost un avantaj că a fost soția ta implicată, dar nu te-ai văzut așa un pic dacă... Nu. Nu, că le mai vin idei când e singură, știu, nu știu. Dacă sunt idei bune... Și chiar mai bune decât bune ale noastre. Bune în sensul biblice. Da. Frații din comitet... Frații respectă păstorul, ascultă de păstor. Și mulțumim Domnului pentru zona unde ne-a așezat și pentru bisericile care le slujim. Oamenii sunt harnici, gospodari, pocăiți. Mai avem și excepții. Dar... Asta e bine, păi dacă te aud, te mai aleg în continuare, te putea să-i vorbim numai de bine. Uite, acolo în camera ta, dacă te uiți, sunt câțiva tineri și câțiva slujitori tineri, dacă le-ai dau un sfat, ce le-ai spune? Pentru slujitorii tineri să nu uite, așa cum eu am fost slujitor tânăr, am știut cine sunt, omul lui Dumnezeu. Trebuie să trăiesc prin credință, să fim modele, să fiți modele pentru cei care vă înconjoară. Eu, prin mila și îndurarea lui Dumnezeu, am zidit trei biserici, dar eram împreună cu frații acolo la lucru. Să fiți oameni sinceri, oameni care să respectați pe cei care sunt mai în vârstă și Dumnezeu vă va binecuvânta. Bun, dar asta e întrebarea mea acum. Poți să-i respecti pe oameni și să-i conduci pe oameni în cuvânt? Absolut. Absolut. Cred că respectându-i, îi poți conduce mai ușor. În cuvânt. Și dacă ai avea un grup de tineri în fața ta, ce le-ai spune? Tineri neînsurați? Veniți la biserică, slujiți Domnului cu bucurie, implicați-vă în lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu va purta de grijă. Oh, varianta scurtă îmi place. Saida, ai câteva fete necăsătorite care așteaptă un sfat de la tine și câteva neveste proaspăt căsătorite. Pentru fetele necăsătorite... Trăiți frumos, trăiți prin credință, alegeți-vă dragostea ei după inimă și după Domnul. Dumnezeu totdeauna face parte copiilor săi de lucruri mărețe. Cereți de la Domnul cu credință și veți primi. Pentru soțiile tinere, aveți răbdare. Fiți supuse, ascultați-vă inima și ascultați-l pe soț. Pentru că doar și respectați și comunicați. Doar așa puteți să aveți o viață fericită și voi și el pe lângă voi. Poate că nu o să vă vină să credeți, dar unul dintre cele mai neplăcute lucruri care mi se întâmplă este să mă uit la ceas și să văd că trebuie să-i opresc pe cei doi, chiar dacă ar mai avea multe, multe lucruri frumoase de spus și credeți-mă, chiar sunt lucruri frumoase de spus, dar din respect pentru voi, din respect pentru timpul vostru, încercăm să ne oprim aici. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați primit în casele voastre. Știți că am vrea să rămânem și în sufletul vostru. M-aș bucura să vă rugați în continuare pentru Ionuț și pentru Saida, să-i binecuvinteze Domnul lucrarea care o au în biserică, în societate. Nu uitați că au două fete care s-ar bucura să vă rugați pentru ele, că toți avem nevoie de rugăciune. Bănuiesc că măcar ceva, măcar eu am rămas cu foarte multe din emisiunea aceasta, poate că și voi alegeți ceva care considerați că poate fi un mesaj din partea lui Dumnezeu prin ei. Îmi pare rău că trebuie să ne oprim, dar îmi pare bine că cei care ne-au urmărit chiar ați putut să învățați ceva, indiferent care este vârsta și situația în care vă găsiți. Și nu uitați, poate... Unul dintre cele mai importante mesaje care mi le-au spus, când ne încredem în Domnul, nu rămânem de rușine. Dumnezeu iubește pe copii, Dumnezeu iubește pe tineri, Dumnezeu iubește pe familiști, Dumnezeu ne poate binecuvânta în tinerețe, Dumnezeu ne poate binecuvânta cu o familie frumoasă și Dumnezeu, partea mai frumoasă, dacă vreți,
așa cum suntem noi, cu limitările noastre, cu omenescul din noi, Dumnezeu ne poate folosi la binecuvântarea altora. Lângă mulțumiri că ne-ați primit, asta vă dorim. În timp ce sunteți binecuvântați de Dumnezeu, să vă lăsați folosiți de El pentru binecuvântarea multora. Mulțumesc frumos că ați fost cu noi. Dumnezeu, binecuvântarea Domnului în continuare peste voi. Mulțumesc. Și ce îmi place mie să spun este că partea mai frumoasă a binecuvântărilor de acum urmează. Așa este. Nu ne uităm în trecut, ci în viitor, că avem un Dumnezeu bogat. El să fie binecuvântat și dumneavoastră la fel.